Se strică vremea începând de astăzi. În țară sunt anunțate furtuni asemănătoare ciclonului Daniel, care a produs pagube însemnate în Europa. Cât de violente vor fi furtunile anunțate, ne spune de la Institutul Național de Meteorologie Oana Catrina, meteorolog de serviciu. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Încep prin a face precizarea că nu ne așteptăm la furtuni comparabile cu cele ce au fost cauzate de ciclonul Daniel, sub nicio formă. Dar, într-adevăr, aveți dreptate, vremea se schimbă față de zilele anterioare, în sensul că, începând din a doua parte a acestei zile, în partea de vest, de nord-vest, parțial în centru, dar și în nordul teritoriului, așteptăm manifestări de instabilitate atmosferică, respectiv perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil căderi de grindine, iar cantitățile de apă, înregistrate fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, în timp ce în restul teritoriului vremea se menține frumoasă și călduroasă, izolată, caniculară, după amiaza în partea de sud a teritoriului, inclusiv în zona municipiului București, unde astăzi așteptăm cam 34-35 de grade Celsius. Mâine ploile se mută pe partea de centru, în prima parte a zilei, apoi din orele după amiezii, în special în zona Carpaților meridional și în zonele submontane aferente și doar local în Oltenia și Muntenia. Mâine, din a doua parte a zilei și în capitală, crește probabilitatea pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar temperaturile scad și în partea de sud, sud-est a teritoriului. Cum spuneam, dacă astăzi ne așteptăm la valori de 34, chiar izolat 35 de grade. Mâine acestea nu mai depășesc 27-28 de grade, inclusiv în zona municipiului București. Totuși ne aflăm pe cursul de deplasare al ciclonului Daniel? Ne aflăm în calea lui? Nu ne aflăm sub nicio formă în calea lui. El s-a deplasat mult spre Libia, unde a provocat calamități naturale. Noi nu avem de ce să ne îngrijorăm, repet, nu ne vom afla sub influența lui, nu ne va afecta, nu are nicio legătură. N-au nicio legătură manifestările de instabilitate atmosferică cu ceea ce acest ciclon a determinat în Grecia și în Libia.